Este aglomerație mare în lunile de vară la ghișele pentru obținerea pașapoartelor. Mii de mehedințeni fiind nevoiți să-și reînnoiască documentele de călătorie ale lor sau ale copiilor. Tot mai mulți dintre ei au fost prevăzători și și-au făcut programări online pentru a fi siguri că au un loc la ora stabilită de ei și nu mai trebuie să aștepte bonuri de ordine. Vorbim de peste 100 de cereri soluționate zilnic. În cazul în care doriți să vă programați online, acest lucru va fi posibil abia în luna septembrie. Chiar dacă online nu mai sunt locuri, vă puteți adresa direct instituției pe baza unui bon de ordine, însă timpii de așteptare se întind pe ore bune. 24 de dimineață, da, de la ora 10? Da, de la ora 24 e 24. Că primul intră la ora 20. Deja e... Această familie a mers încă de la primele ore ale dimineții la serviciul public de pașapoarte. Mai exact, la ora 6, oamenii au ajuns în fața instituției, însă au trecut ore bune până când cererea lor a fost soluționată. Nu au mai găsit locuri libere să se programeze online și au fost nevoiți să aștepte ore în șir la rând pe baza unui bon de ordine. Au jumate deschiseră ei și primul număr la numărul de ordine intra 9 fără 20, de-abia e numărul 24. Nu știu de ce merge încet, că intră unul de nu știu când și cu un singur copil și stă nu știu cât. Bun de ordine azi dimineață. De la ce oră așteptați? De la 6. La acest moment, serviciul de pașapoarte lucrează la două ghișee, unul pentru programările online și unul pe baza bonurilor de ordine. Este perioada concediilor și în această perioadă tot timpul a fost un interes sporit pentru eliberarea unor documente de călătorie. Serviciul public de pașapoarte Mehedinți are în acest moment două ghișee deschise. La unul dintre ghișee, într-adevăr, se prelucrează programările. În această clipă mai puteți găsi programări pentru luna septembrie, dar în fiecare dimineață se pot lua cu bon de ordine pentru celălalt ghișeu și se pot prelucra cereri pentru eliberarea pașapoartelor. Se prelucrează aproximativ 120 de cereri pe zi, dintre care jumătate pe programări, jumătate eliberate în baza bonurilor de ordine. Pe perioada verii, programul de lucru cu publicul a fost prelungit, mai exact de luni până vineri, între orele 8:30 și 18:30. În medie, timpul de procesare a documentelor este de 15-20 de minute. Pașapoartele simple temporare se emit în aceea zi, iar cele electronice în două săptămâni. Taxele se achită la trezorerie prin transfer bancar sau la unitățile Check Bank.